Bine, ne-am regăsit la această conferință care marchează încheierea unui proiect foarte important pentru Ministerul Afacelor Interne. Fără îndoială despre realizarea acestui proiect, mult mai bine ar putea să vorbească și cred că ar trebui să vorbească și fără îndoială să va întâmpla în minutele următoare colegii care au participat la realizarea concretă a programului. Mie îmi revine, dacă vreți. Ca întotdeauna puțin nemeritat onoarea să um, marchez sau să reprezint ministerul la încheierea acestui, acestui proiect care a durat mai mulți ani de zile, s-a desfășurat în uh, mandatele mai multor miniștri. Le mulțumesc tuturor care au, uh, au susținut proiectul uh, până astăzi. Când uh, putem să vorbim, iată, despre ce înseamnă acest proiect și ce va însemna în viitor pentru administrația noastră și mai ales pentru cetățenii care apelează la această administrație. Aș vrea să vă dau câteva date tehnice în, în debutul scurtei mele intervenții. După cum știți, proiectul se numește Sistem Informatic Integrat pentru Evidența Actelor de Stare Civilă. Cum spuneam, a durat mai mulți ani de zile pe parcursul cărora. Ministerul Afacerilor Interne a colaborat cu partenerii instituționali, în primul rând cu Ministerul Dezvoltării, Agenția pentru Digitalizare, Serviciul pentru Telecomunicații Speciale, operatori privați care au lucrat la acest proiect pe baze contractuale și care a însemnat un buget de aproximativ 185 de milioane, dacă nu mă înșel, dați voi să verific, da? 185 de milioane de lei, din care 156 de milioane de lei fonduri nerambursabile. Tot din punct de vedere tehnic, cred că merită semnalat faptul că proiectul presupune instalarea 3687 de unități informatice în. 3187 de unități administrativ teritoriale pentru operarea acestui sistem. Presupune de asemenea proiectarea unui subsistem de și operaționalizarea unui subsistem de acces prin sistemul de comunicație implementat de partenerul STS și ceea ce cred că este foarte important, de asemenea este componenta de a arhivei actelor de stare civilă din ultimii 100 de ani. Este vorba de numai puțin de 68,5 milioane acte de stare civilă care au fost digitalizate, indexate și care acum se constituie într-o bază de date, nu mă înșel dacă spun, fără precedent în administrația românească, bază de date digitalizată. Subliniez faptul că pragul, pentru, pragul tehnic pentru realizarea proiectului era de 50 de milioane de acte de stare civilă, digitalizate, au fost realizate 68,5, deci, cum se spunea în alte vremuri, a fost depășit planul cu mult succes, drept pentru care partenerii merită și, evident, Ministerul, felicitări încă, încă o dată. Mai mult decât atât, aceste 68,5 milioane acte de stare civilă digitalizate acoperă o perioadă de 100 de ani în urmă, deci în 1921 aproximativ, mai bine de 100 de ani, de acte de stare civilă emise de administrația românească. Iar tot ceea ce a fost emis după anul 2021 urmează să fie digitalizat prin eforturile proprii ale Ministerului Afacelor Interne drept pentru care noi vom începe imediat uh, pregătirea operatorilor acestui sistem, de vom continua, pentru că această pregătire a început în paralel, dar vom continua această pregătire, astfel încât sistemul să fie uh, continuu operat, uh, nu numai de Ministerul Afacelor Interne, dar și de administrațiile, uh, din unitățile administrative, teritoriale. Acum, dincolo de acești parametri tehnici, ce ar însemna, propriu-zis, pentru cetățean? Care ar fi avantajul acestui, acestui sistem? Um, și am să dau un exemplu foarte simplu, uh, constând în emiterea unui act de stare civil, a unui certificat de naștere, de exemplu. Astăzi cetățeanul se adresează unei autorități administrative de domiciliu, după când formulând o cerere. Cum știți, cererea de regulă se așează într-un teanc de cereri și își așteaptă rândul să fie procesată. După ce e procesată, este trimisă autorității administrative de la locul nașterii, unde se așează în alt teanc de cereri, așteptând să fie procesată și, într-un final, Actul de stare civilă, certificat de naștere respectiv, este trimis prin poștă, fiind un act oficial, este trimis în format letric, format de hârtie, materializat pe hârtie, prin poște de la autoritatea de, naștere de la locul nașterii până la autoritatea de domiciliu. După care este anunțat cetățeanul, vine, mă stă la o coadă eventual, își ridică actul de stare civilă și la un moment dat poate utiliza de el, nu de puține ori, după momentul în care avea nevoie de actul respectiv, ceea ce uneori conduce la situația în care trebuie să reia alte proceduri fiindcă i-a fost întârziată eliberarea unui simplu document. În urma aplicării acestui program, acestui sistem integrat, accesarea se face instantaneu. Cetățeanul nu mai trebuie să meargă fizic la ghișeu, cum se, cum se întâmplă astăzi, poate accesa de la distanță, prin mijloace electronic baza de date, autoritatea care interogează baza de date, baza de date de la locul nașterii, în exemplu dat, validează instantaneu documentul și acesta rămâne validat permanent în utilizarea administrației a cetățeanilor, dar și altor instituții care pot interoga pe bază legală baza de date respectivă pe tot parcursul existenței acestui sistem, care sigur e gândit să rămână perpetu în administrația românesc. Deci, e cu adevărat un, un, program care pune în ființă un sistem revoluționar. Nu, nu, există în acest moment în administrația românească un program sau un sistem de o anvergură mai mare decât cel pe care Ministerul Afacelor Interne îl pune astăzi în operă prin această conferință și, sigur, în pașii următori care urmează pentru operaționalizare. Și nu este singurul, Vreau să vă spun că Ministerul Afacerilor Interne mai este pe punctul de a finaliza încă un alt uh, proiect important, un hub de servicii digitalizate, care integrează foarte multe din serviciile publice oferite de structurile Ministerului Afacerilor Interne, alături de un alt program care se ocupă de carte electronică de identitate. Sunt uh, proiecte, sunt uh, operațiuni care uh, vor fi încheiate în perioada următoare, însemnând în următoarele luni, până la sfârșitul anului viitor, pardon, cred că putem spune că operaționalizăm și aceste două proiecte suplimentare și nu cred că greșesc dacă spun că prin aceasta Ministerul Afacelor Interne practic devine lider de uh, proces de digitalizare în, în România. Și o spun cu, uh, cu respect pentru cei care au, au lucrat la el, uh, și din minister, și din afara lui, și din sectorul public, și din sectorul uh, privat. Uh, și am să închei uh, sublinind două, două aspecte. dați în voie să o fac uh, și într-o cheie ușor politică, decent politică. Eu sunt totuși un ministru politic și dați-mi voie să mă manifest un minut și ca atare. S-a spus foarte mult că administrația românească nu face nimic pentru cetățenii din diaspora. Există chiar un partid politic de opoziție care agită foarte mult această temă. Că administrația românească a uitat pe cetățenii din diaspora și nu se ocupă de ei. Prin acest program, prin, această, prin acest sistem, care va fi conectat cu bazele de date ale Ministerului Afacerilor Externe, toți cetățenii din diaspora vor putea accesa bazele de date respective, le vor putea interoga, deci vor putea obține documentele de stare civilă, în principal cele care vizează cele patru mari momente de viață, de stare civilă, dacă vreți, în statutul unei persoane fizice naștere, căsătorie, divorț, deces. Preferabil să fie doar trei. Dar asta ajută foarte mult pe cei care stau momentan la distanță de țară. Și nu mai trebuie să călătorească, să ia cu avionul, cu mașina, cu trenul, sute mii de kilometri până în țară pentru a-și obține un document sau să emită o procură, unui avocat sau unui notar, care înseamnă costuri, înseamnă timp, înseamnă bătaie de cap. După implementarea acestui proiect, orice cetățean din țară sau din străinătate, cetățean român deschide computerul, accesează sistemul, își obține instantaneu actul pe care îl dorește, își exercită un drept. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect. Tot într-o cheie politică, dacă îmi permiteți instituțional-politică. Există voci și numai politice care, din păcate, în ultimii ani agită această teză a inutilității apartenenței României la Uniunea Europeană. S-a ajuns până și aici cu discursul politic. Uneori. Iată un exemplu concret în care Putem vedea că această apartenență are rezultate palpabile. Dacă vreți un exemplu mic față de multe alte exemple, dar e unul important, pentru că de el va beneficia întreaga populație a României, din țară sau din străinătate și este făcut pe fonduri europene, pe fonduri nerambursabile. Este o consecință a acestei apartenențe, dacă vreți. Și cred că trebuie datoria noastră să marcăm de fiecare dată când se concretizează un, un astfel de proiect. Și pentru că am venit la, sau am pomenit cuvântul concretizare, și cu asta am să închei, mai are o relevanță, cel puțin pentru mine personal, acest proiect. Și anume că el este unul concretizat. Ideea de proiect concretizat ar trebui subliniată ori de câte ori se materializează. Pentru că în general suntem o țară care vorbește și în care se vorbește foarte mult de tot felul de lucruri tot felul de teme, care de care mai interesante, toată lumea vorbește. De la combaterea drogurilor și până la digitalizare. Iată. Din toți cei care vorbesc, foarte puțin mai fac și câte ceva. Iată, astăzi în față avem o echipă care a făcut ceva, a concretizat un proiect și de el va beneficia cetățeanul român. Atât am vrut să vă spun astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Îmi cer scuze că va trebui să plec imediat după ce închei discursul, dar o fac ca să merg la o altă conferință, unde de asemenea o să prezint o serie de rezultate importante ale Ministerului Afacelor Interne pe zona de siguranță rutieră. Și continui eu știu, datoria, să fac datoria pentru a arăta ceea ce muncesc colegii. E parte din rolul unui ministru, de a vorbi despre ce fac alții. Dar e și asta important, pentru că altfel nu vorbește nimeni. Ați făcut o treabă bună azi, Vă felicit, vă mulțumesc. Cer scuze invitațiilor că voi pleca. Vă doresc mult succes la această conferință. Mulțumesc!